dezbatere publică, Ministerul Apărării a terminat legea prin care România donează Ucrainei un sistem de rachete Patriot. Colegiul medicilor condamnă corupția din spitale și spune că așteaptă o anchetă corectă în cazul oncologilor din Timișoara. 200.000 de euro pentru pelerinajul la Iași, primăria din voluntari duce sute de oameni la Sfânta Parascheva. Și s-a încheiat recalcularea pensiilor în București, în țară, numeroși seniori așteaptă încă să afle cât o să încaseze. E vineri, 30 august. Ascultați știrile zilei de la Recorder. Reacție prudentă a Colegiului Medicilor în scandalul oncologilor de la Timișoara, anchetați pentru că ar fi luat mită de la bolnavii de cancer. Organizația califică acest caz drept profund regretabil și împotriva valorilor fundamentale ale profesiei. Adaugă că ancheta, în cazul cadrelor medicale puse sub control judiciar, trebuie să fie corectă și transparentă. Fostul șef al secției de oncologie din același spital, judecat pentru fapte asemănătoare, a primit o pedeapsă cu suspendare. Instanța a stabilit că medicul Octavian Mazilu, citez, nu condiționa actul medical de primirea banilor. Raul Bambu relatează. Conform unui comunicat de presă, reprezentanții Colegiului Medicilor se declară consternați de gravitatea acuzațiilor. Totodată dau asigurări că organizația profesională nu tolerează actele de corupție. Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor, afirmă că, citez, înțelegem pe deplin frustrarea și dezamăgirea pacienților și populației în general. Este absolut necesar să ne asigurăm că astfel de situații sunt investigate în mod corect și transparent, iar cei găsiți vinovați să răspundă pentru faptele lor. Din primele date ale anchetei, în care 6 medici și o asistentă sunt acuzați că au luat mită de la bolnavi, reiese că medicii sunt acuzați de corupție pentru că nu au refuzat banii oferiți de pacienți sau aparținători, dar că totuși actul medical nu a fost condiționat, scrie ziarul Libertatea. Anchetatorii mai susțin că suspecții ar fi primit câteva 10.000 de euro de la 39 de pacienți cărora le supravegheau tratamentul ori pe care îi pregăteau de operații. Nu doar bani ar fi primit medicii, ci și anumite produse. Într-un alt caz similar, justiția s-a arătat îngăduitoare. Un alt chirurg de la același spital, Octavian Mazilu, judecat tot pentru mită, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare în primă instanță. Judecătorii au ținut cont că fostul șef de la oncologie nu condiționa actul medical de primire a banilor. În sentință a fost consemnat chiar și profesionalismul doctorului în relația cu pacienții. Medicul fusese prins în flagrant delict, după ce primise un plic cu bani, pe care l-a și aruncat în toaletă când au descins anchetatorii în biroul său. Eurodeputata socialistă Roxana Mânzatu se numără printre propunerile de comisar european transmise de premierul Ciolacu la Bruxelles, așa afirmă surse citate de site-ul G4 Media. Opțiunea Victor Negrescu ar fi căzut din cauza că președinta comisiei, Ursula von der Leyen, insistă asupra unor candidate. O decizie ar fi de așteptat până la sfârșitul acestei săptămâni. Roxana Mânzatu a fost ministra fondurilor europene în cabinetul Dăncilă și nu are un profil politic important. Nu a fost până acum implicată în vreun scandal. Într-o declarație de avere din 2019, ea scria că soțul său lucra la Direcția Vamală Regională Brașov. Comisarul propus de România, indiferent de nume, e un nou prilej de ping-pong politic în coaliția de la putere. Numai departe de aseară, prin vicepreședintele PNL Rareș Bogdan, spunea la Digi24 că partidul are propriile sale variante. Daniel Buda și Dan Motreanu ar fi preferați pentru postul de comisar pentru agricultură. Vorbind despre sine la persoana a treia, Rareș Bogdan s-a inclus printre eventualele propuneri pentru portofoliul extinderii. Al doilea comisariat vizat ca propunere de către Partidul Național Liberal este cel de extindere, care are o componentă extrem de importantă. Cine? Și care are relevanță la nivel european extrem de serioasă. Siegfried Mureșan și Rareș Bogdan. De asemenea, doi oameni, unul vicepreședinte al grupului politic, Siegfried Mureșan, celălalt vicepreședinte asta al Comisiei de Afaceri Externe. Asta e lista lui Rareș Bogdan sau este lista PNL? Nu, este lista PNL, nu e al lui Rareș Bogdan.
Primăria din Voluntari, condusă de Florentin Pandele, vrea să plătească aproape 200.000 de euro ca să ducă 8.000 de pelerini la Iași, la Sfânta Parascheva. Site-ul Buletin de București scrie că excursia e plătită și anul acesta din bani publici. Contractul a fost publicat în sistemul electronic de achiziții publice în prima jumătate a acestei luni. Administrația din Voluntari a preferat să organizeze o procedură de achiziție simplificată, nu o licitație deschisă. Direcția de Educație și Cultură din primărie invocă dorința unui număr mare de locuitori și angajați din instituții publice de a ajunge și anul acesta la Iași. În descrierea achiziției nu se explică însă în ce fel au fost centralizate dorințele pelerinilor. Documentele publice consultate de Buletin de București oferă doar detalii orientative despre deplasare. Proiect cu vechime al primăriei din Voluntari, pelerinajul la Iași fusese chiar inclus în strategia de dezvoltare din perioada 2011-2020. Ministerul Apărării a lansat în dezbatere publică proiectul de lege prin care România donează Ucrainei un sistem de rachete Patriot. Documentul, care urmează să fie analizat apoi de Parlament, spune că Bucureștiul va cumpăra un alt sistem de apărare antiaeriană din surse externe nerambursabile. Valoarea donației trece de 60 de milioane de dolari. Ministrul de Externe al Ucrainei, Dimitro Kuleba, ceruse anterior aliaților Kievului să furnizeze mai rapid arsenalul promis. Ucraina a primit cel puțin 3 sisteme Patriot din Germania și unul din Statele Unite. Alte țări, precum Olanda și Spania, au livrat lansatoare sau rachete. În iunie, Statele Unite, România și Olanda s-au angajat să livreze câte un sistem suplimentar, însă până în prezent nu a fost făcut vreun anunț privind sosirea acestora. Livrările sunt cu atât mai importante cu cât Rusia a lansat acum câteva zile cel mai mare atac aerian de până acum asupra Ucrainei. În cursul lui s-a prăbușit unul dintre avioanele de luptă F-16 livrate recent Ucrainei. I am so proud to have served as vice president to Joe Biden, and two, I am so proud to be running with Tim Walz for president of the United States and to bring America what I believe the American people deserve, which is a new way forward and turn the page. Prudent și lipsit de gafe, iată cum a fost descris primul interviu acordat de Kamala Harris presei americane după nominalizarea sa oficială drept candidat a Partidului Democrat la Casa Albă. Într-o discuție la CNN, în care a fost discret însoțită de Tim Walz, partenerul său de cursă electorală, vicepreședinta Statelor Unite și-a asumat în întregime politicile administrației Biden. A adăugat aproape imediat însă că vrea să întoarcă pagina și să treacă peste discordia din ultimul deceniu. A refuzat, de altfel, să intre într-o discuție despre etnicitatea sa, stârnită de Donald Trump la scurt timp după ce Kamala Harris l-a înlocuit pe Joe Biden. Aceleași trucuri prăfuite, a spus ea, după care a adăugat următoarea întrebare, vă rog. He suggested that you happened to turn black recently for political purposes, questioning a core part of your identity. Yeah. Any same old tired playbook. Next question, please. That's it. Vicepreședinta în exercițiu s-a văzut obligată, pe de altă parte, să apere politicile economice din ultimii 4 ani ale Casei Albe, în condițiile în care inflația și costul ridicat al vieții continuă să afecteze electoratul. Sondajele de până acum sugerează că Donald Trump, candidatul republican, e considerat mai competent în privința economiei. Kamala Harris a încercat de asemenea să explice de ce și-a schimbat opiniile în privința exploatării resurselor naturale prin fracturare hidraulică sau pe cele legate de imigrația ilegală. Comentatorii politici din Statele Unite consideră că interviul nu a adus vreo schimbare majoră în competiția foarte strânsă pentru Casa Albă. Crucială s-ar putea dovedi prima dezbatere televizată dintre cei doi candidați, programată pe 10 septembrie. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția, un băiat de 16 ani care a produs un grav accident în parcul bucureștean Pantelimon va fi cercetat pentru omor și tentativă de omor, între altele. Un copil a murit, iar un altul a fost grav rănit în accidentul de la sfârșitul lunii trecute. Parchetul de pe lângă Tribunalul București a schimbat încadrarea juridică inițială, uciderea din culpă. Aceasta presupunea o pedeapsă mai blândă. Șoferul se află acum în arest preventiv. Un
al doilea tânăr de 18 ani e cercetat. În acest caz, el i-a dat mașina adolescentului care a produs accidentul, deși acesta nu avea permis. Cei doi au fugit de la locul accidentului și s-au predat ulterior poliției. Băiatul care a murit în accident avea 9 ani, surorii lui, în vârstă de 7, i s-a amputat un picior. S-a încheiat recalcularea pensiilor în București. Din 470.000 de beneficiari, 390.000 vor încasa mai mult. Numeroși seniori din întreaga țară au reclamat nereguli și chiar scăderea ale veniturilor, deși guvernul insistă că nimeni nu va pierde în urma recalculării. Liderul sindical Bogdan Hosu afirmă că demersul pornește de la un principiu corect: cei care au cotizat mai mult în cursul activității primesc acum majorări mai consistente. Probleme pe termen lung vor avea însă cei ale căror venituri se majorează nesemnificativ sau care nu primesc nimic în plus. Patronii reuniți în Federația Concordia se plâng că plafonarea prețurilor la alimentele de bază va distorsiona grav producția și comerțul. Experiența ordonanței emise vara trecută a arătat, spun ei, că decizia a dus la scumpirea altor produse. Organizația îi cere premierului Ciolacu o nouă discuție pe această temă înaintea adoptării vreunei măsuri cu impact major. Joia aceasta, ministrul agriculturii Florin Barbu a scris pe Facebook că plafonarea urmează să fie extinsă printr-o ordonanță. Radu Burnete, președintele Federației Concordia, observă că anunțul ministrului survine asigurărilor date de premier că avea să țină cont de opiniile tuturor celor implicați. Punem punct aici știrilor zilei. Pe YouTube vă puteți abona apăsând butonul care activează notificările. Mâine, rezumatul săptămânii e de găsit în newsletterul nostru scris, realizat de colegii Claudiu Radu și Alex Enășescu. Ne auzim din nou luni seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!